Esplanada Casei de Cultură din Suceava este un furnicar. Echipe tehnice instalează echipamentele pentru scenă, zeci de oameni așează miile de scaune pentru public. Se fac probe de sunet, de lumini și pentru ecranele de proiecție, iar în prima parte a zilei de joi vor face probe și artiștii Operei Naționale din Iași. Simfoniile de toamnă este un proiect la care Clubul Rotary Suceava-Bucovina lucrează din vară, iar rezultatul muncii va fi văzut joi seară. Început pregătirile mai din vară, cu niște planuri strategice așa. Am reușit în ultimii ani să ne achiziționăm noi 2400 de scaune, restul 2600 le-am închiriat, 2000 de la o firmă de români din București, scaunele au venit deja de la Cerbul de Aur direct aici la noi. Scena sunt experți de la Expert Muzic, care sper să facă, să întreagă calitățile din ceilalți ani, să avem și o imagine, lumini, sonor din foarte bună calitate. Organizatorii își doresc ca totul să fie la superlativ, motiv pentru care nu au făcut rabat de la calitate. Artiștii Operei Naționale din Iași vor evolua pe una dintre cele mai performante scene cu echipamente de ultimă generație. În acest an, după cum puteți observa, avem o scenă impresionantă. Este cea mai mare scenă hidraulică din Europa de Est. Pe această scenă vor evolua 157 de artiști de la Opera Națională din Iași, orchestră, cor, soliști și corp de balet. De asemenea, ne dorim pentru suceveni să avem o prezentare video cum nu a mai fost în Suceava. Dacă toți suntem la domeniul cifrelor, vor fi în total, după cum spunea și colegul meu Nicus Găbei, 5600 de scaune, plus locurile de la terasele din jur. Dar pentru că cu bucurie o spunem că în Suceava toamna este asociată cu simfoniile de toamnă, avem marea frică, dar bucurie în același timp că locurile nu vor fi suficiente. Simfoniile de toamnă s-au dovedit de la un an la altul evenimentul de referință al toamnei, așa că publicul este așteptat și anul acesta să se bucure de o seară simfonică, dar care va avea și o tematică aparte. Așteptările publicului suntem convinși că vor fi depășite. Opera Națională Română Iași va fi condusă de către doamna Beatrice Rancea. Doamna Rancea este extrem de atentă la fiecare detaliu. Spectacolul va marca anul special, în afară de faptul că va fi un spectacol de muzică simfonic, cu tenta clasică a unui spectacol de muzică simfonică, va avea momente care vor marca anul special pe care îl trăim în România. Anul centenar. Anul centenar. Ca în fiecare an, evenimentul va avea și o componentă socială. În primul rând, le vom prezenta sucevenilor ce s-a întâmplat cu fondurile donate de spectatori anul trecut, ce s-a întâmplat cu cei peste 9.000 de euro donați de suceveni anul trecut. Anul acesta va fi o... N-aș vrea să dezvolui tot, dar va fi... cumva vor fi două cazuri, un caz social, dar și un caz în care dorim să premiem performanța.